Salut, prieten! Îl avem aici pe domnul Havrileț Nicolae, fostul director ANR. Să-l întrebăm și noi câte ceva despre funcția de director ANR. Așa. Ieșire nu-i pe acolo, doar pe partea asta, că nu scăpați de întrebări. Cum e, domnul Havrileț, că ați ajuns inculpat? Vedem ce decide instanța. Da, dar este totuși legal, că totuși legea spune 5 ani. Nu mai aveți dreptul să mai lucrați în acest domeniu al energiei. Păi da, așa spune, dacă v-ați făcut o firmă și ați dat consultanță, nu am dat consultanță altor firme din domeniul energiei. Astea sunt acuzațiile. Nu, un milion de lei ați beneficiat. Banii dați înapoi. Știți să o celebră fraza mea. Borfașule, dă bă banii înapoi. Un milion de lei. Sunteți acuzat. Milionul de lei. Numai că nu știi despre ce e vorba. Ea, ce salariu aveați la ANR? 15.000 de euro sau 18.000? De, ce? De lei. Mă face să râd. Nu vă rușine să mințiți? Nu scăpați de mine. O să vă aștept jos la ieșire. Ce faceți? Ați schimbat liftul? Ați crezut că veți scăpa? Domnule Havrileț, de ce noi, cetățenii, plăteam curent scump curentul și voi de la ANR n-ați făcut nimica? Câtă șpagă ați luat? Câtă șpagă ați luat când erați directorului ANR pentru ca toate firmele de electricitate să ne fure? Domnule Havrileț, hă? Câtă șpagă ați luat? Aveți un ceas cam interesant la mână. Este cumva șpaga din partea firmelor? Hă? Dă bă banii înapoi, bă, borfaș, uite, ia, uite, dă bă banii, un milion de lei ai luat în plus, bă, borfașilor, bă, fostul director ANR, cât avea salariu, bă, să vă bate joc de român, mă, hă? Cât aveai, mă, salariu, 15.000 de euro, mă, excrocilor, spuneți, mă, ANR-ul ăsta, v-ați bătut joc de toți românii, bă. Firmele voastre, hă? Zi, mă, excrocilor, mă, spuneți, mă, borfașilor, mă, ANR-ul, câtă șpagă ai luat, mă, când erai director ANR, mă? Câtă câtă șpagă ați luat că a fost director ANR? Câtă șpagă? Sunt curios ce mașină săracă aveți, ce mașină simplă. Sunt curios să vedem dacă sunteți un om cinstit. ANR, câtă șpagă ați luat ca să dați pentru partidul care v-a pus în acea funcție? A? PSD sau PNL? Nu pot să cred că ai așa o mașină. Nu e. Avocat, aveți că tu mașina ta o ții separat, nu? Scumpă. Am mașină de 18 ani. Cât? 18 ani. Da, da, șpaga unde este? Dă bă banii, bă, borfașule, bă, un milion de lei, bă, ai adus, bă. Noi, toți cetățenii, plătim curentul mult, bă, din cauza voastră, bă. Director ANR, bă, de câte ori ai amendat tu vreo firmă de electricitate, mă? De câte ori, bă, ați luat șpăși, bă, șpăgile, bă, nu vă mai săturați, bă, de șpăși, bă, excrocilor, borfașule, dă, bă, banii înapoi, bă, borfașule, bă, Havrileț Nicolae, ți-ai naibii de excroci, de borfași, un milion de lei, bă, ai furat, bă, borfașule, bă, Havrileț, șef ANR, ți-ai dracu de borfași!